strămoșul nostru care era în plată și undeva era și un cran acolo. Eu nu m-am gândit la... M-am gândit că suntem de am de păstori, mă rog, dace și până asta, că pe poasta sunt de lemnici. Și am pus un cran acolo. Mă rog, mă rog, și eu lemnișul la... De bolul pasul de și... O tovarășă de acolo, care era de altă nație, o sezizat că o zis că las că știm noi cine e mielul. Ce reprezintă. Nu am văzut. Dar asta era la sindicat, că eu mă consiliu cu totul în culoare. Era la bine cum era spune. Nădăjdim că la 70 de ani, până la vestire, mă vorbim mai mult decât de omul Ioan Grigore, de dubravul bisericesc, este distinție și pictorul, și sigur profesorul universitar care este Ioan Grigore. Până atunci eu dorim să am fost, acum sunt până... Acum, până acum, până atunci, sigur, dorim sănătate, să ne vedem și mă ales în anul. Îți mulțumim, da, vă mulțumim. Mulțumesc la toți din toți aici și mă iertați că nu pot vorbi. La toți e mai greu, spune tuturor. Toți vorbirii mele sunt agățate. La toți e mai greu, tuturor. Da. Ioane, dă-mi voie. Mă dau voie. Stric, așa, scenariul sau regie aici. Iată, simplitatea zicerii lui Ion în varianta mea. Nu sunt om ce se răsfață între opere majore și răspund celor de față că mă cheamă Ion Grigore. Dar când m-am pus odată să vorbesc, s-a venit un om că și mi-a ținut paharul.
Cătălin Alexandru Cioan, sunt pictor român. Am expus Lada undeva sus și tema mea preferată o reprezintă păsările. Pentru mine zborul este foarte important pentru că îți dă posibilitatea de a fi cât mai liber, de a te exprima cât mai ușor și cred eu că viața este ca un zbor până la urmă. Da, de o parte sunt în stadiu de lucru, iar acum lucrez la câteva proiecte cu nuduri feminine și copaci. La pintura de Cătălin es una pintura con mucha sentimientos y con muchos formatos de colores que transmite una sensación de ser muy optimista en su dinámica, en su práctica, y es una pintura muy considerada en el arte contemporáneo actual, con mucha perspectiva de modernidad, y posiblemente sea uno de los artistas jóvenes que con mucha inquietud y manifiesta en su obra, tiene bastante proyección en el sentido propio. Y es muy interpretativa. Tiene una cualidad que sabe captar la historia, que rompe con el sistema antiguo de Rumanía, y tú refieres